Salutare, eu sunt Regina și astăzi vom pregăti socinichi sau prăjituri cu brânză de vaci. Pentru aceasta avem nevoie de 120 de grame de unt la temperatura camerei, 70 de grame de zahăr și amestecăm totul cu ajutorul spatulei. Adăugăm un ou, un praf de sare și două linguri de smântână. Amestecăm din nou. Într-un bol aparte, amestecăm 300 de grame de făină cernută cu jumătate de linguriță de praf de copt. Adăugăm făina și amestecăm mai întâi cu spatula, apoi cu mâna, până obținem un aluat moale, dar nelipicios. Nu frământați mult, ci doar până se adună aluatul. Aluatul este gata, îl punem într-o pungă și îl dăm în frigider pentru o oră. Cu 10 minute înainte de a scoate aluatul din frigider, pregătim umplutura. Pentru aceasta avem nevoie de 300 de grame de brânză de vaci, 60 de grame de zahăr, un gălbenuș de ou, puțină esență de vanilie și două linguri de smântână. Amestecăm totul cu furculița până se omogenizează. La final, la necesitate, adăugăm o lingură de făină. Dacă umplutura este prea lichidă, mai adăugați făină. Umplutura este gata. Scoatem aluatul din frigider și îl împărțim în 10 părți. Din fiecare bucată de aluat formăm beluțe. Aplatizăm fiecare beluță într-o foaie cu o grosime de aproximativ 5 mm. Pe jumătate de aluat punem o lingură de umplutură și acoperim cu cealaltă jumătate. Lipim puțin colțurile și prăjitura este gata. La fel, procedăm cu toate beluțele. Punem prăjiturile într-o tavă tapetată cu hârtie. Înainte să le dăm în cuptor, ungem cu gălbenuș de ou atât aluatul cât și brânza. Dăm tava în cuptorul preîncălzit la temperatura de 200 de grade Celsius pentru 15 minute. După care, micșorăm temperatura până la 180 de grade Celsius pentru încă 10 minute. Prăjiturile sunt gata. În total, le-am copt 25 de minute. Când puțin se răcoresc, presărăm zahăr pudră. Poftă bună!